Dacă poți avea credință, nu-l huli pe cel ateu, ci te roagă, căci o poate s-o dea și lui Dumnezeu. Căci credința întâia oară este un dar dumnezeiesc și apoi este un merit al celor ce o doresc. Dacă poți avea curajul de a înfrunta pe un inamic, nu-l huli pe cine n-are și nu râde pe cel mic, că și îndrăzneala este tot un dar primit din cer și numai apoi un merit al acelor care o cer. Dacă poți avea răbdare când ajungi la mare greu, nu-l huli pe cine strigă și se vaită mereu, căci și a avea răbdare este tot un har divin și numai apoi un merit al acelora ce o țin. Dacă poți tăcea în prigoană și poți suferi în cuptor, nu-l huli pe cel ce plânge când lovirile îl prea dor, că și a tăcea când suferi este tot un dar de sus și numai apoi un merit cui privește la Iisus, ci mai bine înțelege și te roagă umilit, că nu știi când e o ispită, te trezești și tu trântit. Și nu știi când pe el harul îl ridică și mai sus, când te încrezi smerit în Domnul, înțelegi și taci supus. Amin.